Slăvitul Achepsima, Iosif viteazul și Aitalea, înțeleptul, și puterea lui Hristos au pătimit și, surpând rătăcirea perșilor, se roagă pentru noi, Sfintei Treimi, și care, lăudându-i cu dreaptă credință ca pe niște sfințiți mucenici, prăznuim luminat strălucita lor pomenire. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca pe o maică a cuvântului lui Dumnezeu, te lăudăm pe tine cu dragoste, în cântări de Dumnezeu însuflate, prea sfântă Fecioară, cei ce ne-am izbăvit prin tine, dă-ne deci nouă robilor tăi nevrednici, născătoare de Dumnezeu, ispășire, pace și luminare, că poți câte voiești, Fecioară, ca una ce ești stăpâna tuturor și lauda drept credincioșilor. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru celelalte, ție se cuvine cântare. Pe propovăduitorul adevărului, dința cea pururea vie a viei, care a odlăzlit roada vieții și a izvorât mostul dreptei credințe și veselește pe cei ce săvârșesc credință pomenirea lui cea de peste an. Lăudați-L pe retimpare și în hoară, lăudați-L pe El, în strune și în organe. Ca pe o seară luminoasă, ca pe un soare ce luminează, într-un tuneric te știm pe tine, ca pe un mărgăritar de mult preț, ca pe o piatră luminoasă, ca pe un fiu al zilei, ca pe un ajutor credincioșilor, într-un primejdii te lăudăm. Săvârșindu-ți pomenirea, purtătorule de biruință, Gheorghe. Toată suflarea să laude pre Domnul. Pe mare înotând, pe care umblă noaptea, dormind păzește-mă, priveghind ferește-mă, prea fericit de Gheorghe, și mă încrednicește a face voia Domnului, ca să aflu la ziua judecății deslegare de cele ce am făcut în viață. Eu care alerg la acoperământul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, diamantul răbdării cel înțelegător, duhovnicește să lăudăm pe slăvitul mucenic Gheorghe, pe care eu pe cel aprins cu dragostea pentru Hristos, primejdiile l-au bătut și muncile l-au strujit și feluri de chinuri i-au topit trupul cel din fire stricăcios, că a biruit dorul firea prin moarte îndemnând
pe cel ce dorea să meargă la doritul Hristos, Dumnezeu și Mântuitorul sufletelor noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tatăl,
miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Mucenic ascunsă și de-ncerc neștiută, prin tine născătoare de Dumnezeu celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-se într-unire neamestecată și crucea de voie pentru noi primit, prin care învin pe cel întâi zidit, am întuit din moarte sufletele noastre. Slavă Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează! Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciune prea curate, Maicii sale, puterea cinstită și de viață făcătoare, cruci, pentru rugăciunile Sfinților Împărați, cinstit întocmai cu Apostolul Constantin, și Elena, ocrotitoare acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Cuviosului, Părintele nostru, Dimitrie cel nou, făcătorul de minun, ocrotitor, Bucureștilor, ale Sfântului Ierarh Nectarie, vindecătorul de boli ale celor trei sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei sfântă liturghie vom săvârși, ale Sfinților Sfințici, Mucenici, Aitala, Iosif și Achepsima, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință și a celorlalți cu dânsii, a căror sfântă pomenire săvârșim astăzi, ale Sfinților și Dreptilor,
Dumnezeieșilor Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pace de lumea! Starea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Lucțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună domnirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român. Și cu bună sfârșire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să dezrădăcineze ura, îndrăjbirea și dorința de stăpânire din inimile celor ce asupresc pe cei nevinovați, să aducă între ei dragoste nefățarnică, înțelegerea și împreună viețuirea pașnică și să înceteze războiul, tulburarea și suferințele oamenilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Ca să izbăvească de strâmtorare pe cei asupriți de nevălirea armatelor, iar pe asupritori să-i întoarcă de la rău. Și să-i călăuzească spre pace și dragoste, încât nimeni să nu piară, iar pacea să domnească între oameni spre bucuria tuturor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți
milostăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule cu har. Doamne, miluiește! Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Sfântă-ne, Sfântoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele ce sunt al Lui, binecuvântat ești, Doamne. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Avram, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule cu harul Tău. Doamne, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Este stăpânirea și a Ta, este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte, și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu, și pururea Fecioara Maria, care neschimbată e întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne. Domnului să ne miluiește. Avram, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule cu harul Tău. Doamne, miluiește. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.
Hristos, Dumnezeu să o dă. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți și sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerului. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâng, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerului. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și minții vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă aceasta și cu îngerii
bucurăm, răcuvioase Părinte Dimitrie, Duhul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ajutorul tău, cel apărător și cald alergând, noi credincioșii ne rugăm ca să ne izbăvim, nebiruite purtătorile de lupte, ci ca cel ce ai îndrăznire, izbăvește-ne pre noi acum de toate primejdiile, ca să strigăm, bucură-te, mucenice Gheorghe. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Părzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigă-n ție, drăbește spre rugăciune, și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu. Pe cei ce te cinstesc pe tine, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluie! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Și în vecii vecinor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Sfinte, Sfinte, Sfinte,
și Duhului Tău, prin Sfinții care sunt pe pământul Lui minunate, a făcut Domnul toate voile sale. Văzut-a mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este, ca să nu mă clatin. Înțelepciune! În Epistola către Colosenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Îmbrățișează Aristarh cel întemnițat împreună cu mine și Marcu vărului Barnaba, în privința căruia ați primit porunci. De va veni la voi, primiți-l asemenea și Iisus, cel ce se numește Iustus, care sunt din tăiere împrejur. Numai aceștia au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei au fost cei ce mi-au adus mângâiere. Vă îmbrățișează Epafras, care este dintre voi, roba lui Iisus Hristos, pururea luptând pentru voi în rugăciunile sale, ca să stați desăvârșiți și plin de tot ce este după voința lui Dumnezeu. Martorii sunt care multă râvnă pentru voi și pentru cei din Laodiceea și din Ierapone. Îmbrățișează Luca, doctorul cel iubit, și Dima. Îmbrățișați pe frații din Laodiceea și pe Nimfa și biserica din casa lor. Și după ce scrisoarea aceasta se va citi de către voi, faceți să se citească și în biserica laodicenilor, iar pe cea din Laodiceea să o citiți și voi. Și spuneți lui Arhip, vezi de slujba pe care ai primit-o întru Domnul, ca să o salutarea cu mâna mea lui Pavel, aduceți-vă aminte de lanțurile mele, harul fie cu voi, amin. Fraților, datori suntem să mulțumim pentru voi, pururea lui Dumnezeu, precum se cuvine, fiindcă mult crește credința voastră și dragostea fiecăruia dintre voi. Prisosește a unuia față de altul, încât noi înșine ne lăudăm cu voi în bisericele lui Dumnezeu, pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile voastre și în strântorări pe care le suferiți. Ele sunt dovadă a dreptei judecăți a lui Dumnezeu, ca să vă veniciți de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și pătimiți, de vreme ce drept este înaintea lui Dumnezeu, să răsplătească cu necaz celor ce vă necăjesc pe voi, iar voi celor necăjiți să vă dea odihnă împreună cu noi, la arătarea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii sale în văpaie de foc, osândind pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu
și pe cei ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru, Iisus. Ei vor lua ca pedeapsă pieirea veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni să preamărească întru Sfinții Săi și să fie privit cu uimire de către toți cei ce au crezut, pentru că mărturia noastră către voi a găsit crezare în ziua aceea. Sfințite, cititorule, și Duhului tău, aleluia, și locul de însuși avea să vină. Și zicea către ei, secerișul este mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați deci pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Mergeți, iată, eu vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu purtați pungă, nici traisă, nici încălțăminte, și pe nimeni să nu salutați pe cale. Iar în orice casă veți intra, întâi ziceți, pace casei aceseia. Și de va fi acolo fiul al păcii, pacea voastră se va odihni peste el. Iar de nu se va întoarce la voi. Și în această casă rămâneți mâncând și bând cele ce vă vor da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutați din casă în casă și în orice cetate veți intra și vă vor primi, mâncați cele ce vă vor pune înainte. Și vindecați pe bolnavi din ea și ziceți-ne, s-a apropiat de voi împărăția lui Dumnezeu. Și în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, ieșind în piețele ei,
ci praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea voastră, vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta să știți că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Zic vouă că mai ușor va fi Sodomei în ziua aceea decât cetății aceleia. Vai ție, Horazie! Vai ție, Betsaido! Căci dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile care s-au făcut, și tu, Capernaume, nu ai fost înălțatoare până la cer, până la ea. Domnul către ucenicii săi, aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus, nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar toate acestea le vor face vouă din pricina numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar avea. Dar acum n-au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel ce mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea. Dar acum m-au văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Iar aceasta, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, m-a urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă smintiți. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar vine ceasul în oricine vă va ucide, va crede.
crede că duce închinare lui Dumnezeu. Pace ție, binevestitorule. Sufletul și din tot cugetul nostru să zice: Doamne, miluiește! Doamne, atunci, venitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, și ne miluiește! Pentru prefericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonachi, preoți, ierodiacon, diacon, monach și monahii, pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și de apururi pomeniții ctitori ai acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutinde. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, nesare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt local. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se osănesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Plângere și întristare adâncă ne-au cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de război în seminilor noștri, pentru aceia cu inimă smerită strigăm: oprește ca un milostiv necazul acesta, de durerea de acum să ne fie spre pocăință și de grabă izbăvește pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să viețuim după voia ta. Ne rugăm ție, Dumnezeul nostru, cel grandnic, spre ajutor și tare apărător, de grabă auzi-ne și ne miluiește. Caută din înălțimea Sfântului Tău lăcaș, Doamne, Dumnezeul nostru, și ca un bun și iubitor de oameni vezi primejdia morții care amenință pe poporul Tău și vino de grabă și-l scoate din toată suprirea și umilirea. Oprește războiul nimicitor de vieci de case, dăruiește pocăința supritorilor, mângâie pe cei cuprinși de durere.
Alăuzește pe cei pribești și sădește pacea și binecuvântarea în inimile robilor tăi, de grabă auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Iarăși, iară, cu milință, plecând genunchii noștri Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, ceea ce ești izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii tale în lumea tulburată de război și de ură. Stinge neînțelegerile și învrăjbirea dintre oameni și sădește în inimile tuturor smerenia, blândețea și bunătatea. Liniștește pe cei războinici și dăruiește-le înțelepciune. Dăruiește ajutor celor suferind ocrotire, celor refugiați sau priveci și mângâiere celor înstrăinați și întristați, iar nouă tuturor dăruiește-ne voința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri care suferă din pricina războiului. Cel ce ai spus, fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Învață-ne să dobândim pacea în inimi între oameni și între popoare, deoarece în inima în care odihnești Tu, Iisuse Hristoase, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mânghierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie, ne rugăm Ție pentru pace și pentru bună așezare întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea Ta de oameni în vecii vecilor. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstit de biserica aceasta, pentru cei ce se osănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine, mare și bogată milă. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Avram, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni ce legați cu poptiși.
toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea. Fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutine, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, pe ostenitorii, închinătorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe mitropoliții țării românești cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii acestei sfinte catedrale, Constantin Șerban Basarab Voievod, Mihnea al III-lea Voievod, Radu Leon Voievod și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea țării și a dreptei credințe ortodoxe, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, cu tot neamul lor să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, și pe cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Ave Maritor, Totoror, Reparator, Tuturor să-L primim.
noastră, Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Doamne! Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Doamne! Mire și iertare pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cere. Sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. Doamne, vremea vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere. Doamne, și creștine vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Preasfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Preasfântă, născătoare de Dumnezeu, pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Doamne! Durările unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții, iubite voi, Doamne, cu toată mea spre Fiul, iubite voi, Doamne, Sfântul Duh, grăina cea de o ființă și nedespărțită. Ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte. Cred în Dumnezeu, Tatăl la toțiitorul, Făcătorul celui și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răzignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui
și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnule viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Celea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace o aduce. Milă păcii, jertfa laudei. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și voi, Duhul Tău. Tu să avem inimile. Avem către Domnul. Vă mulțumim Domnului. Oh.
Să-i pururea fericit.
nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Muntenei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul României, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg cinstit sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți. Iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cu cinstele darul ce s-a adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de cerul și domnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă domnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Fiu a toate de săvârșite, sfânt în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Doamne, înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Iertare pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cere. Doamne, Bunește până sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Doamne, și la vremea vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârșim, de la Domnul să cere. Fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Doamne, unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi încine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să dă. Pe tine, Dumnezeu Tatăl cel ceresc și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci curbește de cel grea. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Amen.
cu care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinților mucenici Achepsima, Iosif și Aitala. Binecuvântați, Părinte, pentru a citi. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Acești sfinți au trăit în Persia în vremea domniei regelui Sapor al II-lea, 309-379, prigonitorul creștinilor. În vreme ce peste romane au stăpânit rând pe rând toți împărații de la Sfântul Constantin și până la Teodosie cel Mare. Iar regii perșilor prigoneau pe creștini nu pentru fără de legi, ci pentru că numărul creștinilor pe față sau în taină creștea atât de mult în această împărăție, încât făcea să piară vechea religie păgână a perșilor, care poruncea să se închina la doi dumnezei, unul al binelui și altul al răului, precum și soarelui și focului. Asemenea, credința lor păgână le cerea să bea sângele animalilor jertfite zeilor și altele asemenea. De aici ura regelui față de credința în Hristos și prigoana sângeroasă asupra creștinilor timp de 40 de ani. Deci a dat Sapor poruncă în toate laturile împărăției sale să fie uciși toți cei ce mărturisesc pe Hristos în Persia. Și au fost uciși fără cruțare mulțime de creștini, fără de număr, prin sate și prin cetăți, preoții vechii religiei căutând și scoțând de prin ascunzișuri și omorând pe drept credincioși cu sălbăticie. Dar au fost uciși pentru Hristos și oameni scumpi regelui, chiar din palatele sale. Drept aceea, regele a potolit uciderea poporului, poruncind ca numai învățătorii credinței să fie căutați și omorâți. Deci a fost prins mai întâi episcopul cetății Anita, fericitul Achepsima, un bătrân cinstit, în vârstă de peste 80 de ani, dăruit de Domnul cu multă sănătate și a ajuns la bătrânețe în deplină putere. A fost adus pe cercetare înaintea dregătorului, și nevrând să se închine soarelui și focului, a mărturisit credința sa zicând: nu voi vinde pe Dumnezeu pe care l-am slujit din tinerețile mele pentru o viață de încă puține zile. Și neplăcându-le răspunsul lui, îndată Sfântul Achepsima a fost întins gol pe pământ și bătut cu toiege ghimpoase. Și atât a fost bătut încât se înroșise pământul de sângele lui. Apoi, punându-l în lanțuri, l-au închis în temniță. În aceeași vreme au fost prinși Iosif preotul și Aitala diaconul, vestiți prin știința și cuvântul lor. Iar râvna lor pentru Dumnezeu era ca râvna lui Ilie prorocul, ca o sabie cu două ascuțișuri împotriva necredinței. Și nevrând să se închine focului, au fost bătuți și ei atât de mult, încât li se desprinsese carnea de pe oase și tot trupul lor era numai o rană. Apoi, legându-i lanțuri, i-au aruncat și pe ei în temniță, lângă Sfântul lor Episcop. Și-au petrecut pătimitorii lui Hristos 3 ani în mare nevoie și foame, răbdând dureri fără măsură și în tot acest timp n-a fost lună în care să nu fie scoși la chinuri,
încât zilele de sărbătoare erau pentru ei zile de suferință. Deci după toate acestea, odată, scoțându-l iarăși pe Sfântul Achepsima, ostașii l-au bătut până și-a dat sufletul. Iar pe Iosif, preotul, și pe diaconul Aitala, spânzurându-i cu capul în jos, i-au ucis cu pietre. Și așa și-au dat sufletul lor în mâinile lui Dumnezeu, primind cununa muceniciei în împărăția lui Dumnezeu. Într-o această zi, cuvânt din minunile Sfântului Gheorghe și despre vedenia saracinului. Amira, cârmuitorul Siriei, a trimis într-o vreme pe nepotul său în Diopolis, cetate pe care saracinii o numesc Rempli, ca să cerceteze unele pricini întâmplate acolo. Iar în cetatea aceea era o minunată biserică a Sfântului Gheorghe, pe care, văzând-o de departe, saracinul acela a poruncit slujilor lui să-i aducă lucrurile deasupra în camera de învățătură a bisericii, ca acolo vrea să poposească și el. Și a poruncit să bage în biserică și cele 12 cămile ale lui. Iar preoții bisericii îl rugau pe dânsul să nu facă acest lucru necuvios și lui Dumnezeu neplăcut. Dar el, amenințându-i, a poruncit să le bage. Și cum au intrat cămilele în biserică, s-a întâmplat o minune că au căzut jos și au murit. Și văzând semnul acesta, nepotul lui Amira s-a mirat de puterea cea mare a Sfântului Gheorghe și a poruncit să scoată cămilele afară din biserică. Iar a doua zi a mers preotul să slujească liturghia și saracinul îl privea din camera sa să vadă ce vrea să facă. Iar iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, i-a deschis ochii minții lui și i-a arătat o înfricoșătoare minune. Când vremea când preotul săvârșea dumnezeiștile taine, saracinul a văzut că preotul a junghiat un copil mic și foarte frumos și sângele lui l-a turnat într-un pahar sfințit, iar trupul lui l-a tăiat și l-a pus pe un dis sfințit, și când se cânta chinonicul, a văzut saracinul acela pe preot că a tăiat trupul pruncului în bucățele și împărtășea poporul cu carnea și cu sângele pruncului și se minuna foarte. Și după ce a săvârșit dumnezeiasca liturghie, preotul a luat prescurile cele mai bune și le-a dus în dar saracinului, care a întrebat: ce sunt acestea? Iar preotul a răspuns: acestea, domnul meu, sunt prescurile pe care le slujim noi în biserica noastră. Atunci saracinul acela a zis lui cu mânie: din acestea ai slujit tu liturghia astăzi? Oare nu te-am văzut eu cum ai junghiat fără milă un prunc mic și prea frumos și sângele lui l-ai turnat în pahar, iar trupul lui l-ai tăiat bucățele și l-ai pus pe disc și l-ai împărțit poporului? Toate acestea pe care le-ai făcut tu, spurcatule și ugigașule, oare nu le-am văzut eu? Acestea auzindu-le, preotul s-a cutremurat și, căzând la picioarele saracinului, a zis: slavă să fie Dumnezeului nostru care te-a învrednicit pe tine, stăpânul meu, a vedea o înfricoșătoare minune ca aceasta. De unde eu cred într-un Domnul meu că tu ești mare om înaintea lui și că Dumnezeu vrea să te aibă numărat printre cei mântuiți de el. Iar saracinul, rămânându-i mii de cuvintele preotului, a zis: și nu sunt acestea oare între acest chip precum le-am văzut? Preotul a răspuns: așa sunt, domnul meu, și așa le credem, că pâinea și vinul pe care le aducem la liturghia noastră sunt trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar vederea acestora, eu până acum nu m-am învrednicit niciodată să o văd, că sunt păcătos și văd înaintea mea numai pâine și vin. Dar de vreme ce Domnul și Dumnezeul meu te-a învrednicit pe tine, stăpânul meu, să vezi o taină ca aceasta, cred că ești mare om, căci numai părinții cei mari ai bisericii noastre, ca unii ce sunt vrednici, văd această taină minunată. Acestea, auzindu-le și minându-se foarte,
Saracinul s-a plecat jos și s-a socotit multă vreme. După aceea, ca și cum s-ar fi deșteptat dintr-un somn, și-a venit în sine și, poruncind slugilor lui să iasă afară, a zis preotului: precum văd și precum de plin mă încredințez, credința creștinilor este cea adevărată și vai mie că mi-am trecut viața mea cu minciuni și cu deșertăciuni, în credința saracinilor cea cu adevărat necurată. Și de vreme ce este voia lui Dumnezeu ca să mă mântuiesc, botează-mă ca să slujesc măcar de acum înainte lui Dumnezeu cu conștiința curată. Iar preotul i-a zis: nu îndrăznesc, Domnul meu, să te botez eu, că unchiul tău este împărat și, înștiințându-se de aceasta, și pe mine mă va ucide și bisericile noastre le va strica. Dar dacă voiești, du-te în taină de aici și mergi la Patriarhul Ierusalimului ca un necunoscut și el te va boteza. Iar saracinul, auzind acestea, a aflat o haină de păr și, într-o noapte, îmbrăcându-se cu ea, a fugit pe ascuns și, mergând ca un necunoscut la Patriarhul Ierusalimului, l-a rugat pe dânsul ca să-l boteze. Bucurați-vă, dreptilor, pentru Domnul, celor drepți se cuvine laudă. Aleluia, aleluia, aleluia. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Ce vine într-o numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat vor. Trupul lui Hristos moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, de Dumnezeu Sfântei Sfintei Trăim, închinându-ne că acea Oh.
noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi, ne împărtășit cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia. Drept primind Dumnezeștele, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștele și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine. O vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Slavă, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! De slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Cu pace să ieși. Doamne, și sfințește pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al Său har, cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Împărați cinstiți întocmai cu Apostolii Constantin și Elena, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuviosului Părintele nostru Dimitrie cel Nou, făcătorul de minuni, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Ierarh Nectarie, vindecătorul de boi, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie am săvârșit, pentru rugăciunile Sfinților Sfințiți, Mucenici, Achepsima, Iosif și Aitala și ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și a celorlalți cu dânșii a căror sfântă pomenire săvârșim astăzi, ale Sfinților și dreptilor dumnezeișilor, părinții Joachim și Ana, pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Sfinților
veșnicilor părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate, ce aveți de vânt, Domnul, Duhule, Domnul, care pe cuvintele ești și pe toate le primești. Vestierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășuiește, Domnule, și ne curățește pe noi de toată curățiunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă și de sus, Dumnezeu, și pe pământ pace. Slavă pentru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace, pe oameni bunăvoire. Doamne, văzile noastre, de sus, Doamne, pozele mele vei deschide și gura, Doamne, este rauda Ta. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugă. Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze unde lemnul acesta, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă taină și a celor ce se vor pomeni și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și harul Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și cu îndurările Tale, tămăduiește zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, amin, ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și închinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea,
ca să se preaslăvească și într-o aceasta preasfântul numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale Te mântuiești rugurile sufletelor și ale trupurilor noastre, aceste pâine sfințește udelenul acesta. Amin. Ca să fie celor care se vor roage din ea Sfântă Mântuire și Sfințăvirea de toată patima și trecina trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preasfântească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Te mătuiesc vorbirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta. Amin. Ca să fie cerul să mărunge din el, Sfântă mătuiesc pe slăvire de toată patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasă preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, care cu mila și cu durerile Tale Te mătuiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește-mi de lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinecimea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească pe Sfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, care cu mila și cu durerile Tale tămăduiește zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, amin, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca să se preaslăvească și într-o aceasta preasfânt în numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să ne rugăște. Doamne, care cu mila și cu durerile Tale tămăduiești rovinile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește udelenul acesta. Amin. Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întâlnirea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta se vrea slăbească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăște. Doamne, care cu mila și cu durerile Tale Te mântuiești dormirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta. Amin. Ca să fie cerul să vă runge din el spre tămădurei, spre izbăvire de toată patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasă vrea să slăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să Tău fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Ochii Domnului sus spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui, ca să izbăvească de moarte sufletele lor. Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire. Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul. Că mult milostiv este Domnul și îndurător, iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu,
ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalm? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului? Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Și de va fi făcut păcate, îi se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Și Duhului tău. De Sfânta Evanghelie de la Luca și Fire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus a zis către el: ce este scris în lege, cum citești în ea? Iar el răspunzând a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus a zis: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea, și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin, apoi punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și i-a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis: mergi și fă și tu asemenea. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm. Fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe unul născut fiul tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și trupurilor noastre, trimite pe Sfântul tău Duh și sfințește un demnul acesta și fă-l robilor tăi aceștia care se vor unge spre izbăvirii desăvârșite de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine. Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul tău, Iisus Hristos, care ne-ai renescut pe noi din păcat. Cel ce luminezi orbi și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși, miluiești.
Cel ce ne-ai scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului, ieșiți, și celor din întuneric, descoperiți-vă, că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui, a născut Fiul Tău de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună a viețuit. Și celor ce l-au primit le-ai dat putere să se facă fiii lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a necurăți prin sânge, ci ai dat și în un de lemn sfințit chipul crucii, să ne facem noi turmă lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Sfântul Tău Duh. Însuți, Stăpâne Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slujii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcuție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi, să fim slujitori ai legii Tale cele noi, a Fiului Tău, prin undelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele lumești, să murim păcatului și să viem dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnul acesta. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, undelemn de bucurie, undelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucuria inimii, veselie veșnică. Și cei care se vor unge cu îndelemnul acesta al înnoirii să fie de demut pentru potrivnici și să strălucească în strălucirile Sfinților Tăi, neavând întinăciune ori prihană, să fie bine primiți în odihna Ta veșnică și să ia plata chemării de sus, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unii a născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului Sfântului miluiește! Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii Tăi prezența aici și cei care se pomenesc de neputințele trupești și sufletești ce i-au cuprins și fă să vieze prin Harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacuratei, Stăpânei noastre, Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstite și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților și bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfinților tămăduitori fără de arginți Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolai, Samson și Deomid, Mochi și Anechita, Laleu și Trifon, Epictet și Astion, ale cuviosului părintelui nostru Dimitrie cel Nou și ale Sfinților Ierarh, Nectarii de la Eghina și Luca, Doctorul, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, armă-mă supra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă, că se îngrozește și se cutremură de suferința căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea o ai sculat. Pentru aceasta ne închinăm în gropării tale și învierii. Să-mi aminte! Domnul să rugăm, Doamne, și Sfântului Tău, tăria mea și cântarea mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire. Certându-mă, m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Din epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși, fi să nu căutăm plăcerea noastră,
și fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său, la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat plăcerea sa, și precum este scris, ocările celor ce te ocăresc pe tine au căzut asupra mea. Că toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris pe învățătura noastră, dar prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi, să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării și al mângâierii se vă dea voa gândi la fel unii pentru alții, după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu. Pace ție, cititorule, și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Domnului. Sfânta Evanghelie de la Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să-l aminte. În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameși, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el, Zaheie, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit, bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, i-a zis, iată, jumătate din averea mea, Doamne, dau săracilor, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiul al lui Avraam. Căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Slavă ție, Doamne, slavă! Făptura izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cel adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii. Însă, subitorule de oameni, stăpâne Dumnezeu celor veșnici și acelor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne-auzi pe noi nevrednicii robii tăi. Și aici, unde aducem acest un de lemn în numele tău cel mare, trimite darul tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei tale. Așa, Doamne, Cel ce-și lezi în iertător, unule milostive și iubitorul de oameni, căreia spară rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre celelele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat, Dumnezeu fiind și te-ai făcut om pentru zidirea ta. Tu ești Cel ce-ai zis, n-a venit să chem pe cei drept și pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce căutat oaia cea rătăcită. Tu ești Cel ce cu o sârdă ai căutat dracma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe Cel care vine la mine, nu-l voi scoate afară.
Tu ești cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însă, îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și pe nici de rog, cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta și trimite-L peste rugitorii aceștia care sunt de față la această sfântă taină și care se pomenesc, care și-au cunoscut păcatele lor și-au intrat din cu credință. Primindu-i cu iubirea ta de oameni și iertându-lor ce au greșit cu cuvântul, cu lucruri sau cu gândul, spală și curățește pe ei de tot păcatul. Și viețui în pururea împreună cu dânsii, păzește în cei la țane vieții lor, ca obrânătă poruncile tale să nu mai fie bat jocură diavolului, ca și întrând și să se slăvească prea sfânt numele Tău. Că ție să cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și al trupurilor, care trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește și preobitea aceștia de neputințele trupești și sufletești ce i-a cuprins, și fă să vieze prin harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei de viață Făcătoare Cruci, cu oprotirile cinstitelor cereșilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului Măritului Proroc înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan, ale Sfinților Măriților și tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Măriților și bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți, ale Sfinților și tămăduitorilor fără de argint, Cosma și Damian Chir și Ioan Pantelimon și Ermolae Samson și Diomit, Mochie și Anichita, Aleleu și Trifon, ale Sfinților Drepților și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților. Că Tu ești izvorul tămăduirilor și Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și une născut Fiului Tău și Preasfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, armă asupra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moare. Aceasta ne închinăm îngropării Tale și învierii. Să luăm aminte, pacele tuturor și Duhului Tău, Domnule, este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să tălmăcească? Răvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. De a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am,
Făcut-o m-am aramă sunătoare și din vară sunător, și de aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște, și orice știință, și de aș avea atâta credință, încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung grabdă, dragostea este binevoitoare. Dragoste nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește rău. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le sufere, toate le crede, toate le răbdă. Dragostea nu cade niciodată. Pace ție, Cititorule, și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă. În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe aceștia 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând, în calea păgânilor să nu mergeți, în cetate de samarineni să nu intrați, ce mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel, și mergând propovăduind zicând, s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, curățiți pe cei leproși, înviați pe cei morți, pe demoni scoateți-i, îndarați luat, în dar să da. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Lui să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne atoțitorile, împărate, sfinte, ce pedepsești un om oricare întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeu nostru, ca să aduci mila ta peste îndrăimul acesta și peste cei care se umb din el în numele tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletului și a trupului, pe curățirea și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea drubească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potălește ferbințeala. Ușurează suferințele, izgonește toată boala cea ascunsă, fii tămăduitorul robilor tăi aceștia, ridicându-i pe deși din patul durerii și din așternutul chinuirii, dăruindu-i sănătoși și întregi biserici tale ca să fie bineplăcuție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Dumnezeu nostru, și ție slavă nouță. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, vecilor. Domnului să ne rugăm, ne miluiește. Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere de moarte, tămăduiește pe robii tăi aceștia de neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins și făt să vieze. Prin Harul Hristosului Tău, pentru rugăciunile prea curate, este prin noastră născătoare, din Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Cu puterea cinstită și de viață făcătoare, cu ocrotirile cinstitelor cereșilor, fără de trup puteri. Pentru rugăciunile cinstitului Maritului Proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfinților Măriților și tuturor odaților apostolilor, ale Sfinților Măriților, bun biruitor mucenici,
ale Sfinților și de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale Sfinților tămăduitori fără de agenți Cosma și Damian Chirșoan, Pantelimon și Ermolai, Samson și Diovin Moche și Anicheta Lalău și Trifon, ale Sfinților și drepților Dumnezeu și părinții Ochim și Ana și ale tuturor Sfinților. Că Tu ești izvorul tămăduirilor Dumnezeului, Dumnezeu nostru și Ție slavă mânță împreună și în anățul Fiului Tău și Preasfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, arma supra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei. Că morții ai sculat și moartea o ai surpat, pentru aceasta ne închinăm în îngropării Tale și învierii. Aminte! Pace tuturor! Și Duhului Tău în orice zi Te voi chema de grabă, mă auzi, Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Către Corintenia Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, noi suntem Biserica Dumnezeului Celui Viu, precum Domnul a zis că voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți, și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată, și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul, atotțitorul. Deci, având aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, săvârșind sfințenia în frica lui Dumnezeu. Și Duhului Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Matei, citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, cuprinsă de friguri, și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile, iar ea s-a sculat și slujea lui. Făcându-se seara, au adus la el mulți demonizați, i-a scos duhurile cu cuvântul și pe toți cei bolnavi a vindecat ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc și să îngrop pe tatăl meu. Iisus i-a zis: vino după mine și lasă morții să-și îngroape morților. Și intrând el
el în corabie, ucenicii săi au mers după dânsul. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Bunule și iubitorule de oameni îndurate, și mult milostive, Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părinte al îndurărilor și Dumnezeule a toată mânghierea, Cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli le-ai dat nouă puterea să tămăduim cu un de lemn însoțit cu rugăciunea neputințele poporului, însuși și un de lemnul acesta întocmește spre tămăduirea celor care se ung din el spre depărtarea a toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele, a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, ne rugăm, Atotputernice, să ne mântuiești pe noi, pe toți. Unule, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi, pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii Tăi, ridicându-i pe dânsi din patul durerii pentru mila bunătății Tale. Cercetează-i pe dânsii cu mila și cu îndurările Tale. Depărtează de la dânsii toată boala și neputința, ca ridicându-i cu mâna Ta cea tare să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum, făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni cele negrăite, să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, Cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte. Al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru și Ție slavă, ne lăsăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în veci și vecilor. Să ne rugăm, Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii Tăi de neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins și-i fă să vieze prin harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre, Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor, celor fără de trup putere, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Măriților și bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri, ale Sfinților și tămăduitorilor fără de argint, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Alaleu și Trifon, ale Sfântului Cuviosului Părintele nostru Dimitrie cel Nou, făcătorul de minuni, ale Sfinților Ierarh, Nectarie de la Eghina și ale Sfântului Ierarh, Luca, doctorul și ale Sfinților Trei Dumnezei și Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, căci Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unia născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Doamne, armă asupra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă, când se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea o ai surpat. Pentru aceasta ne închinăm în grăbării Tale și în mierii. Să luăm aminte. Pace tuturor. Circului Tău, Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei apăra de neamul acesta în veac. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cu milor. Înțelepciune. Din epistola a doua către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru, care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri,
Am fost îngreuiați încât nu mai nădejduiam să mai scăpăm cu viața. Și noi în noi înșine ne-am socotit ca o sândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei mulți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește și în care ne veșduim, că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta făcut nouă, prin rugăciunea multora, să fie prilej de mulțumire, adusă de către mulți pentru noi. Pace ție, cititorule! Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Domnului tău! Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! Zisa Domnul fiind aceasta, Împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care luând candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau neînțelepte. Cele neînțelepte luând candelele lor n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase, odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind au țipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au întopodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă, mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci, plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc spre voi. Drept aceea priveghează că nu știți ziua, nici ceasul când vine Fiul omului. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi nas pe cel lipsit statul orfanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ei asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea, cel ce treci peste fără de lege și ierți nedreptățile, cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care ești pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmerdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înalta treapta a preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu
și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și sfânta liturghie. Cel ce mai vrenicit a săvârșit cereștile tale taine și a-ți aduce darul și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cuvântătoare, ca prin multa și negreita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți, prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul, și aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sufletească, cel ce te-ai atins de soacra lui Petru și au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție. Însuți, Stăpâne, și pe robii tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdie este plecat spre cele rele din tinerițele lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că Tu singur ești fără de păcat, Cel ce-a venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-a izbăvit pe noi din robia vrăjmașului, că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura, neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea Ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta, păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește și pe robii Tăi aceștia, frații noștri, de neputința trupească și sufletească și i-a cuprins, și fă să vieze prin Harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului Măritului Proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Măriților și bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți, ale Sfinților și tămăduitorilor fără de arcin Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Deomit, Moche și Anichit, Araleu și Trifon, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unea născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, arme asupra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă, că se îngrosește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea o ai surpat. Pentru aceasta ne închinăm în îngropării Tale și în vierii. Și Duhului Tău. Și Duhului Tău miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu, mă curățește. Înțelepciune! Din epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Aminte! Fraților! Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea,
bunătatea, facere de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege, iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele, dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți, ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Pace ție, cititorule. Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drepți, ascultăm Sfânta Evanghelie. Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind, striga zicând: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de diavol. Iisus însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se ucenicii lui, îl rugau zicând: Dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat lui zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărămiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană noi toți ne-am vindecat. Păstorule cel bun, care ai venit să cauți oaia pierdută, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul cele ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica Hananienci ai izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datornici și ai dăruit iertare femeii păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare stăvărogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care prin cuvânt ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironit, ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile, păcatele robilor tăi, ca
care sunt prezenți aici și cei care s-au pomenit și toate greșelile lor, de voie sau fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de porunca și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei. Și de sunt sub blestem preoțesc sau al tatălui lor sau al mamei lor sau cu ochii au poftit sau cu mirosul s-au desfrânat, ori cu pipăitul s-au pornit spre desfrânare sau cu gustul s-au dezmerdat sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească sau despărțit de a ta voie și sfințire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ți-e minte răul, iartă-ne. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii Tăi care sunt prezenți aici și cei care s-au pomenit. Și treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ți-e minte răul toate păcatele lor. Izbăvește de chinul de veci, gura lor o umple de lauda Ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui Tău, mâinile lor întinde-le spre lucrarea poruncilor Tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei Tale, toate mădularele și gândirea lor întărește-le prin harul Tău, că Tu ești Dumnezeul nostru care prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri, și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor, și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut cu vederea rugăciunea, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul Tău rob, care mă rog Ție, căci Tu ești, Doamne Iisuse Hristoase, Cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate și în bunătatea Ta și în iubirea Ta de oameni, îți pare rău de faptele noastre cele rele și Te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să te rugăm. Doamne, miluiește. Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tăbăduiește pe robii Tăi aceștia prezenți aici și cei care s-au pomenit de neputințele trupești și sufletești și i-au cuprins și fă să vieze prin harul Hristosului Tău, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre, Născătoare de Dumnezeu și Curule Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfinților tămăduitori și fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolai, Samson și Deomid, Mochi și Anichet, Taraleu și Trifon, Epictet și Astion, ale cuviosului părintelui nostru Dimitrie cel Nou și ale Sfinților Ierarh, Nectarii de la Egena și Luca Doctorul, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și cu rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești izvorul tămăduirilor Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne! Suferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea o ai surpat. Pentru aceasta ne închinăm în îngropării Tale și învierii. Sfântă aminte, face rog, Doamne, să-ți
și Duhului Tău să nu întorci fața Ta de la robul Tău când mă necăjesc de grabă, mă auzi. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Înțelepciune! Din epistola întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slavi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși. Fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune, unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu-L stingeți prorociile, să nu le disprețuiți toate, să le încercați. Ține și este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană întru venirea Domnului nostru. Iisus Hristos. Pace ție, Genitorule. Și Duhului Tău, aliluia, aliluia, aliluia. Evanghelie de la Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut un om care ședea la vamă cu numele Matei și i-a zis acestuia, vino după mine. Deci, ridicându-se, a mers după el, iar pe când ședea Iisus la masă în casă, iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii Lui. Și văzând farisei, au zis ucenicilor Săi, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iar Iisus, auzind, a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă, deci, de învățați ce înseamnă, milă voiesc, chiar nu jertfă. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Slavă ție, Doamne! Ce vine suferințele cele îndelungate de care tămăduiești toată boala și neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Căci Tu, Doamne, legea ce vechi ai rânduit păcătoșilor pocăință precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor după aceștia încă și în timpul venirii Tale, întrup n-ai chemat pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfânata, pe tâlharul și pe hulitorul și prigonitorul Tău, marele Pavel, prin pocăință L-ai primit, iar pe Petru, verhovnicul și apostolul Tău, care s-a lepădat de Tine de trei ori, prin pocăință L-ai iertat și L-ai primit și ai făgăduit Lui, zicând, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsă. Și Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor pentru aceasta și noi bunurile și iubitorile de oameni. După neminciunoasele Tale făgăduințe, îndrăzit ne rugăm și Ție, ne rugăm Ție și cerim în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămânia ce se aduce Ție și cercetează pe rugătăi aceștia și orice au greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. În timpul nopții sau în timpul zilei și de ea sunt sub blestem preoței sau sub blestemul lor au căzut,
sau cu jurământ a omorât pe cineva și l-au făcut de a jurat, pe tine te chemăm și ție ne rugăm. Slăbește, lasă, iartă-le, Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legile și păcatele, cele făcute de dânsi și cu știință și cu neștiință. Și de a călca ceva din poruncile tale, sau au greșit, sau ca un purtător de trup și viețuitor în lume din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă că nu ești om care să vețuiască, să nu creșească numai tu singur, ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Când ai zidit pe om să te pierezi pe baza poruncilor tale și spre moștenirea vieții cele nezicăjoase, și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău cele fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Împărate Sfinte, îndurate și mult milostive Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, care nu voiești moarte păcătosului, ce să se întoarcă și să fie viu, nu pun mâna mea păcătoasă peste capetele celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertare păcatelor, ci pun mâna ta puternică și tare și se află în această Sfântă Evanghelie, pe care noi, slujitori, o ținem deschisă peste capetele robilor tăi prezenți aici și ne rugăm împreună și cerem iubirea ta de oameni milostivă și care nu ține minte răul. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul tău, Natan, ai dăruit lui iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele lui, și ai primit rugăciunea de pocăința lui Manase, însuși și pe robii tăi aceștia prezenți aici și cei care s-au pocăit, care sunt bolnavi la casele lor, se pocăiesc de greșelile lor, primește-i cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile. Că Tu ești Dumnezeul nostru care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeu, păstorule și mierule care ai ridicat păcatul lumii și ai iertat datoria celor doi datornici și femeii cele păcătoase, ai dăruit iertarea păcatelor ei. Cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, însuși, Stăpâne, dezleagă, lasă, iartă păcatele, nelegiurile, greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele cu călcare de poruncă și cu neascultare, ce s-au făcut de către robii tăi aceștia și câte ca niște oameni purtători de trup și viețuitori în lume au alunecat de-au greșit cu fapta, cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință în timpul nopții și în timpul zilei. Sau sub blestem și afurisenie de la arhiereu, de la preot au căzut sau pe sine s-au blestemat, sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat, sau din mânia cea fără socoteală pe vreunul din creștini au furisit, s-au blestemat, sau nebunești au vorbit, sau osândit, sau clebetit, sau vorbe spurcate au vorbit, sau invidiat, sau pismuit, sau mințit, sau ținut minte răul, ori cu mânie s-au pornit, ori s-au mândrit, ori au vicrenit, ori camăt au luat, ori s-au trândăvit, ori în deșert s-au mărit. Ori în iubire de argint au căzut, ori s-au îmbătat și au vărsat, să la fermecătoare și vrăjitoare și la descântătoare și la alții, asemenea aceștia au alergat, sau peste măsură au mâncat, sau desfrânare, sau un alt chip oricare au făcut păcatul desfrânării, ori au bătut, ori au bătămat, ori au lovit, ori pe cineva au scuipat, ori au răpit, sau furat, sau fără milă și cu scumpet au îngreuiat pe cineva, sau pe săraci n-au miluit și nu le-au făcut bine după puterea lor, sau în gând au hulit, sau de lucruri necuvincioase și-au adus aminte, sau părât, sau strâmbătate au făcut, sau pe fratele lor l-au scârbit, sau l-au urât, sau l-au amărât, ori la rugăciune și la cântare, stând, mintea lor s-a abătut la viclenii și deșertăciuni lumești, ori ca niște robi pântecelui s-au făcut, sau genul se cadă, au vorbit, ori pe ascuns au mâncat, sau ceva necurat au mâncat, ori cu mândrie au vorbit,
La nebunești au râs, sau frumusețe străină au văzut și cu aceasta și-au rănit inima. Ori vorbe de șarte și netrebnici au grăit, ori de păcatele fraților lor au râs și i-au osândit, iar ale lor păcate și nelegiuiri nu le-au socotit. Sau de rugăciune nu s-au îngrijit, sau poruncile duhovnicilor lor n-au păzit, ori s-au lenevit, ori nebăgători de seamă au fost la cele ce aveau de făcut, ori răbdare n-au avut, sau cu îndrăznire socotința fiind înțelepți, deșertăciune au vorbit. Sau clevetit sau altceva rău au făcut pentru toate acestea și altele asemenea acestora știute și neștiute, câte ca niște oameni au greșit robite aceștia, frații noștri, iubitorule de oameni, Doamne, miluiește și le iartă-l toate. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, ascultă-ne pe noi care ne rugăm bunătății Tale pentru robii Tăi aceștia, frații noștri, și iartă, ca unul care nu ții minte răul, toate greșelile și fără de legile pe care, ca niște oameni, le-au făcut sau le-au gândit. Că ei singuri, nevrednici și păcătoși, mărturisesc înaintea împărăției Tale, că acestea și mai mari decât acestea au făcut. Și pentru mila Ta, ascultă-ne pe noi slujitorii Tăi și izbăvește pe ei de chinul cel veșnic. Fă-i moștenitori veșnicelor Tale bunătăți, împreună cu toți care din veacă au bineplăcuție, și învrednicește fără de osândă a se împărtăși cu înfricoșătoarele și nemuritoarele Tale taine. Pentru că Tu ai zis, Stăpâne, oricât te veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri. Și oricât te veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Că Tu singur ești fără de păcat și ai puterea ierta păcatele și Ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și cele fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O, prea curată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasa tuturor, auzi suspinele încărcate de durere ale celor ce stau înaintea Sfintei Tale icoane făcătoare de minuni. Întoarce-ți privirea spre fiii Tăi, bolnavi și netămăduiți, care vin cu credință la Tine. Și precum pasărea își acoperă puii cu aripile, așa acopere-ne și Tu, Fecioară, cu ocrotitorul Tău omofor. Iar celor în care nădejdea nu are tărie, mila Ta să fie nădejde neîndoielnică. Când grijile amare ne copleșesc, dăruiește răbdare și pace sufletească. Când chinul și deznădejdea își fac loc în suflet, adu mângâiere din mângâierea Duhului Sfânt. Mângâie pe cei fricoși, întărește pe cei slabi. Revarsă blândețe și lumină în inimile necăjite. Vindecă pe cei bolnavi, tot milostivă Stăpână, binecuvintează mintea și inima doctorilor, să fie inima și mâinile a tot puternicului doctor Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Astfel ne rugăm înaintea Sfintei Tale icoane, iar Tu, cu puterea pe care o ai de la Fiul Tău, ajută-ne, Stăpână și Doamnă, întinde mâinile Tale pline de vindecări, ceea ce ești bucuria întristaților și mângâierea îndureraților, ca de grab, primind minunatul Tău ajutor, să lăudăm treimea de viață făcătoare și nedespărțită, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește! Stăpâne a toțitorului, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce smerești în nas, care pedepsești și iarăși te măduiești, cercetează cu mila Ta pe robii de aceștia, tinde brațul Tău ce plin de tămăduire și de doctorie, ridicându-i din patul durerii și din boală și ceartă Duhul neputinței. Așa, Doamne, Sfinte Atotputernice, Dumnezeul părinților noștri, care ai făcut cerul și pământul cu toată podoaba lor, depărtează orice durere de la robii Tăi aceștia, din cap, din creier, din ochi, din buze, din dinți, din măsele, din nări, din urechi, din grumaș și din toate modularele lor. Și pentru rugăciunile preacurate, mancetare și ale tuturor puterilor cerești, fă-vă de plin sănătoși pe robii Tăi care sunt pecetuliți și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
stăpânea toțiitorule, doctorul sufletelor și al trupurilor, care smerește înalți ca de pedesești și iarăși te mântuiești, cercetează cu mila ta pe frații noștri care sunt neputincioși, din de brațul tău cel plin de tămăduire și de doctorie și tămăduiește pe aceștia, ridicându-i pe dânsii din pace și din boală, ceartă Duhul neputinței, depărtează de la ei toată rana, toată durerea, toată bătaia, toată fierbințeala sau frigurile, și de sunt întrânși și păcate sau fără de legi ușurează, lasă, iartă pentru iubirea ta de oameni. Așa, Doamne, fii milostiv spre zidirea ta în Hristos Iisus Domnul nostru, cu care ești binecuvântat cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu prea milostivul să vă miluiască. Domnul Iisus Hristos să vă împlinească toate cererile cele bune. Domnul cel toate puternic să vă izbăvească de orice necaș, de orice boală. Domnul să vă învețe, Domnul să vă înțelepțească, Domnul să vă ajute, Domnul să vă mântuiască, Domnul să vă apere, Domnul să vă păzească, Domnul să vă curățe, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească, Domnul să vă fie sprijinitor sufletului și trupului, Domnul ca un bun milostiv și de oameni iubitor să vă dea iertare de păcate, Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la ziua judecății, să vă miluiască și să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre. Ca Celui să cuvine toată slava, cinstea și încurăciunea împreună și Părintelui Celui fără de început și preasfântului și bunul și de viață Păcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește. Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujba celor ce s-au pomenit și pentru casele iertelor, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește! Amin! Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, precuvioasă Părinte, binecuvintează! Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruce, pentru rugăciunile Sfântului Măritului și întru tot lăudatului, Apostolul Iacob, rudenia Domnului și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Binecuvântați, Sfinții Părinți, și ne iubați pe noi. Sănătate, sufletească și putească să vă dăruiască. Amin. Binecuvântați, Sfinții Părinți, și ne iubați pe noi. Sănătate, sufletească și trupească, să vă dăruiască. Amin. Binecuvântați, Sfinții Părinți, și ne iubați pe noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă miluiască, sănătate, sufletească și trupească, să vă dăruiască. Amin. Stăpână, primește rugăciunile de vrednicilor și cu crucea ta păzești.
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi!